Câinii și pisicile vor fi sterilizate și microcipate gratuit la Jimbolia. Primăria orașului Jimbolia și Asociația Casa Câinelui din Peciu Nou au pornit o campanie pentru a reduce numărul câinilor vagabonzi de pe raza orașului. Cei care doriți să beneficiați de aceste servicii în mod gratuit sunteți așteptați în 17 mai, începând cu ora 10 la piața agroalimentară Jimbolia. Ideea o avem de mult, este o problemă cu care ne confruntăm, a câinilor fără stăpân sau a apariției câinilor fără stăpân în localitățile noastre. Și pe lângă alte acțiuni pe care vrem și am început să le întreprindem, pe lângă contractele cu firmele de hingeri care ridică câinii și duc în adăposturi speciale, am zis să intervenim și să ajutăm proprietarii de animale pentru a le steriliza, microcipa, să avem un inventar al tuturor animalelor de pe raza localității și, bineînțeles, odată cu sterilizarea, să nu mai întâmpinăm fenomenul acesta de apariție sau de mulțire al câinilor maidanezi. Primarul orașului Jimbolia spune că la prima rectificare bugetară va aloca sumele necesare pentru microcciparea a încă 1000 de câini.